Word 2010 este a doua versiune Microsoft Word care folosește ribbon barul în locul meniurilor de tip drop-down. O să-ți prezint ribbon barul, modul cum a fost conceput, cum să-l folosești și cum să-l micșorezi pentru a avea mai mult spațiu. Când echipa Microsoft a creat ribbon barul, a avut două ținte de atins. Prima a fost să pună comenzile pe care le folosești cel mai des, numai departe de două clicuri distanță. Primul clic pe ribbon, al doilea pe comandă. Cea de-a doua țintă a fost să aranjeze comenzile într-o ordine pe care probabil ai folosi-o în momentul în care creezi un document. Echipa Microsoft a urmărit un grup de utilizatori în crearea unor documente și pe baza comportamentului utilizatorilor a ajuns la concluzia că există un ciclu de creare a unui document care începe cu introducerea textului și formatarea lui, urmat de adăugarea de imagini sau tabele. În fine, spre final, utilizatorul vizualizează documentul și schimbă modul de așezare în pagină, dacă este nevoie, sau adaugă antete și subsoluri. Ribbon barul în Word mimează acest comportament prin ordinea în care taburile sunt poziționate. Tabul Home, care îți permite să introduci text prin opțiunile Copy-Paste, sau grupul cu comenzile de formatare. Tabul Insert pentru inserarea de imagini, care spre sfârșitul lui și are și câteva elemente de Page Layout, cum ar fi Headers and Footers. Tabul Page Layout cu opțiunile de reglare a marginilor, culoarea paginii sau culoarea chenarelor și așa mai departe. Ribbon barul are un design sensibil la schimbările de rezoluție și se adaptează în funcție de aceasta. Spre exemplu, să zicem că micșorezi fereastra Word pentru a deschide o altă fereastră sau un alt program. În momentul în care ribbon barul nu mai are loc destul, modifică modul în care grupurile din taburi sunt afișate, dar nu elimină nicio comandă. Poți câștiga spațiu în fereastra Word prin ascunderea ribbon barului. Apasă clic dreapta pe ribbon bar și alege opțiunea Minimize the ribbon bar. Sau poți folosi acest buton din dreapta sus. Dacă ești un fan al shortcut-urilor, poți folosi Ctrl F1 pentru a minimaliza sau mări ribbon barul. Cu cât vei folosi mai mult ribbon barul, cu atât vei aprecia mai mult modul cum este organizat.